Ia uitați toporașii. Zilele trecute vi le-am arătat. Vedeți? Și sunt, s-au uscat. O să facem cu totul cu plantele uscate. De păpădie. Ia uitați păpădia. Floarele de păpădie s-au uscat. Și o să facem și de păpădie. Aici avem frunzele de dafin. Vedeți? Aici. Uleiul de dafin. Deci este foarte, foarte simplu. Le punem în borcanele. Aici am de nalbă. Ia uitați. O să facem. Urzica. S-a uscat și urzica. Uleiul de urzică, care l-am făcut săptămâna trecută. Și aici o să facem astăzi și uleiul de mimoză. S-a uscat și mimoza și o să le punem pe toate în borcanele. Așa. Și o să avem nevoie de... Hai să le punem aici, într-o parte. O să avem nevoie de borcanele. Ia uitați. Și de ulei. Atât. Nu trebuie nimic mai mult. Așa. Aici, ca să punem în sticluțe. Eu le folosesc pentru mine. Le folosesc pentru păr, pentru piele, pentru dureri. Ia uitați, eu am probleme cu artrita, cu artroze, pentru unghii le folosesc. Am să vă spun la fiecare la ce sunt bune. Așa. Și aici, ia uitați, o să punem uleiurile ca să le păstrați. Și o să le țineți într-o cutie întuneric după ce sunt așa sau le închideți cu staniol. Dacă nu aveți... Și ia uitați ce pâlni mi-am cumpărat ca să punem uleiurile. Mici, mici, mici. Ia uitați. O să punem așa. Ia uitați. Când le-am găsit, imediat mi le-am cumpărat. Așa. Și deocamdată să începem să facem uleiurile. Și o să avem nevoie ori de ulei de măsline, ori de ulei de floarea soarelui. Sau de, eu astăzi am să pun ulei de porumb. Așa, să aducem și ulei la frigider. Aici am uleiul de ardei iute. Deja l-am pus în sticluță. Aici am uleiul de mentă. Așa. Ardeiul iute, eu am făcut din acești ardei. Ia uitați-i. Ardeiuși. Am o plantă în fiecare an cu acești ardei. Aici am făcut cu ardei proaspăt și făcut la cald, dar noi astăzi o să facem cu plantele uscate, că durează mai mult. Când faceți cu plantele proaspete, puneți planta, puneți uleiul, acoperiți și puneți la baie de abur. Puneți la baie de abur și după ce începe apa să fiarbă, lăsați încă 30 de minute. Și faceți puțin, ca să-l folosiți în 2 săptămâni, că nu durează mai mult. Așa. Aici avem uleiul de mentă. Uleiul de ardei iute. Le punem așa aici. Ia uitați cum arată. Și toate acestea le spălați și le uscați. Și după aceea le puneți în borcane, să fie borcanele sterilizate. Dacă doriți să le folosiți și ca condiment. Sunt foarte, foarte bune. Și aici avem toporașii. Ia uitați toporașii. Toporași, toporași. Și am să pun așa într-un borcanel acești toporași. Eu am aici lângă casă un câmp mare, mare și o pădurice. Și găsesc fel de fel de plante, plante medicinale. Acum depinde de fiecare de care le cunoaște. Eu sunt crescută cu aceste plante. Am învățat de la mămica și de la bunica mea. Așa. Ia uitați, și aceasta este în alba. Seamănă cu toporașul, dar nu este toporaș. Ia să vă arăt, să vedem dacă se vede diferența. Ia uitați. Oh, uscate, ca să nu le încurcați. Ia uitați. Nalba uscată și toporașul. Vedeți?
Sunt două plante diferite. Așa. Și să punem nalba într-un borcanel. Acum o să luăm și o să punem și mimoza în borcanel. O să luăm planta, doar floarea. Găsiți pe canalul meu de YouTube uleiurile, rețetele la săpun. Săpunul este făcut la rece. Apăsăm așa puțin să intre. Ia uitați. Vedeți? Aici am pus mimoza, aici nalba. Am să pun mai puțin ulei, că am puține floricele. Aici avem toporașul pus în borcanel. O să punem, aici o să punem păpădia, florile de păpădie o să le punem în borcanel acum. Ia uitați, doar florile. Eu am cules-o și păpădia este foarte bună. Păpădia puteți folosi și la salată. Ia uitați. Și tulpinele și frunzele. Așa, am să pun doar florile de păpădie. Le punem așa aici. Și apoi acoperiți, puteți acoperi cu un tifon sau cu folie de și o înțepați. Eu le pun și direct cu capac. Și după 2-3 săptămâni uleiul este gata. Din când în când îl luați și îl zbateți. Așa, ia uitați. Să punem toată păpădia. Așa. Să iau toate floricelele de aici. Să o alegem pe toată. Ia uitați floricelele. Toate trebuie uscate, spălate. Așa. Ia uitați. Și acum mai avem un borcanel și o să punem urzica. Urzica uscată o băgăm aici în borcanel. Ia uitați. Așa. Și am pus și urzica. Aici avem și rozmarin. Ia uitați rozmarinul. Tot la fel pus în borcanele. Ce făcut. Și acum, aici luam ulei de, vedeți, de porumb. Pun. Sau puteți pune ulei de măsline. O să punem așa. Și ulei de măsline și ulei de porumb. Aici am să pun puțin. Dacă punem și uleiul de măsline. Și acoperim după aceea și le lăsăm 2-3 săptămâni să se macereze. Așa. Așa. Faceți puțin cât aveți nevoie și aici o să punem peste urzică uleiul de porumb. Am să mai pun puțin urzică. Așa, o să pun pe toată. Este foarte bună și urzica. Eu mă dau pe păr. Pe păr, când dați cu ulei pe păr, mai întâi să-l umeziți și după aceea să dați cu uleiul pe păr.
Așa. Apăsăm așa aici. Planta trebuie să stea în interior la ulei. Așa. Nu vrea. Așa. Și eu le închid. Eu le închid așa cu căpăcelul. Cu căpăcelul le închid. Și le dați într-un loc la întunecos. Ia uitați, uleiul de dafin. Aici avem florile de dafin, florile, frunzele. Când îmi înflorește dafinul, o să facem ulei și din flori. Sunt foarte, foarte, foarte bune. Așa. Și acum, o să luăm o sticluță. Și pe fiecare sticluță să vă puneți etichetă, ca să știți că este ulei de gălbenele sau ulei de brândușe sau ulei de toporaș, ulei de mimoză. Cu o linguriță o să punem, ia uitați, ne luăm și o să punem așa încet, încet uleiul nostru. Așa. Ia uitați. Și punem în sticluța noastră. Avem pâlnia. Aici avem uleiul de dafin. Și vedeți, cu o pipetă, când aveți nevoie, luați, strângeți, luați și puneți pe piele. Așa. O picătură, două și masați. Vă masați și unghiile și dați și pe față și pe păr. V-am spus, când dați pe păr uleiul, trebuie să fie umezit. Ia uitați cât sunt de bune. Vedeți? Intră în piele. Avem nevoie de aceste uleiuri. Eu am probleme la mâini. Uitați-le. Încep să se întoarcă degetele. Așa. Astăzi am făcut uleiul de toporaș. Uleiul de nalbă. Uleiul de mimoză. Uleiul de păpădie și uleiul de urzică. Aici avem deja uleiul făcut care a stat la macerat, uleiul de ardei iute. Vă puneți și eticheta la fiecare ca să știți. Uleiul de ardei iute. Aici avem uleiul de dafin deja făcut și o să punem căpăcelul. Și după aceea ne punem etichetă ca să știm că este uleiul de dafin. Aici avem uleiul de coajă de lămâie. Acestea sunt făcute, acestea trebuie să stea la macerat. Uleiul de rozmarin. Ia uitați-l. Uleiul de coajă de portocale. Uleiul de mentă. Ia uitați. Vedeți? Și eu le fac și cu ulei de măsline. Ați văzut și cu ulei de porumb și cu ulei de floare soarelui. Acum depinde de fiecare ce are în casă. Și să vă arăt și săpunul. Săpunul făcut mai durează, cred că 2 săptămâni. Și să vă arăt și săpunul de anul trecut. Cum arată săpunul uscat. Acum să vi le aduc.
să vă arăt săpunul de anul trecut. Ia uitați-l. Acesta. Vedeți? Săpun de lămâie. Am două tipuri de săpun de lămâie făcut. Un săpun de lămâie făcut cu zeamă de lămâie și cu coajă de lămâie proaspătă. Și un săpun făcut cu ulei. Cu ulei de lămâie. Deci am două tipuri de săpun. Acesta este făcut anul trecut. Acest săpun este făcut, ia uitați, eu deja mi-am făcut ca să fac cadouri de mărțișor. Ia uitați, mărțișoare, săpunele. Și acesta, se vede, este uscat, uscat, uscat. Acum 2 ani l-am făcut. Acesta este de lavandă. Așa. Ia să vă scot săpunul, să vedeți. Ia uitați-l. Și să vă arăt săpunul de anul acesta cu uleiul de lămâie. Acesta este cu lămâie, cu lămâie proaspătă și cu zeamă de lămâie. Așa. Ia uitați-le cum le țin. Mi le pregătesc pentru mărțișor. Făcut cu cimbru. Săpunul cu cimbru. Vedeți? Tot așa, cu ulei. Ulei de cimbru făcut și pus tot uleiul cu tot cu plantă în săpun. Aveți rețeta pe canalul de YouTube, cum l-am preparat. Toate sunt preparate la rece. Acesta este săpunul cu cimbru. Așa, săpunul cu miere, cu ulei de lămâie și cu miere de albine. Ia uitați. Așa. Și acesta este cu urzică, săpunul cu urzică făcut cu ulei de urzică. Cu uleiul de urzică. Am pus și pulpă și tot. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Vă pup dulce și vă doresc multă, multă, multă sănătate și numai bine. Și să ne rugăm pentru cei care sunt în mare dificultate acum, în Ucraina. Să sperăm că o să se termine cu bine totul. Vă pup dulce pe toți și să ne rugăm, să ne rugăm să se termine totul cu bine. Vă doresc pup dulce și multă, multă sănătate. La revedere, o zi frumoasă tuturor în continuare. Vă pup și vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag pe toți. Și vă doresc tot binele din lume. La revedere, o zi frumoasă. Vă pup!